Asta am uitat să-i spun. După ce am fost și m-am spovedit, am vrut numai să-i arăt. M-am dus la în cameră după aia, după masă, și am vrut să-i arăt că am primit o carte de rugăciuni, știi, frumoasă, de la biserică. Și iar a început scandalul, că de ce ai dat cartea la preot, că nu știu ce, că nu știu ce, și o carte de aia, de, și o carte de asta de aici. Eu o să le iau, că o să le schimb, o să... Și eu nu mi-a convenit că să-mi tot mânzgălească, să mai înscrie, că el o scrie dedicație. Și atunci am avut un moment în care i-am spus, să știi, tata, că o să vină o vreme când o să ne ducem la Dumnezeu. Sau, cum i-am zis eu, nu știu, vine să te duci la Dumnezeu. Dar nu în sensul că ducea frate, nu știi, că și să trăiesc eu, nu. Cumva teologic vorbind, filozofic. Există ce ține de viață. Orice om vine și poate să duce la Dumnezeu. Nu. Când o fi vremea aia? Peste 100 de ani, peste 1000 de ani, nu? Peste o fi. Dar să știi că când vei ajunge la Dumnezeu, Dumnezeu va avea chipul meu. Și zice, a, tu ești Dumnezeu și așa. Da, eu sunt Dumnezeu. E cumva situația de față, eu sunt Dumnezeu. Să știi că după aia am nuanțat. Pentru dumneata, Dumnezeu va avea chipul meu. Și îți va zice, pentru ce mă persecuți, Nazarinene, sau cum i-a zis cu Saul? Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Nu a zis Hristos din cer. Ți-ar fi greu să împingi cu piciorul în vârful unui țepuș. Am înțepuș din 2021 sau 20, am luat o ciupercă, mi-a dat niște lemne cu putregaiuri și eu trebuia să le car la centrală și am luat o ciupercă, nu știu, nici acum nu am vindecat în călcâiul drept la țepușul. Eu nu mai am înțeleg viața, băieți. Nu mai înțeleg. Nimeni nu-mi zice nimic, nu-mi zice o vorbă bună și tai că efectiv mă calcă în picioare. Pentru că, și eu nu pot să spui că nu, o țigară, mă, nu fumez. Nu fumez o țigară, nu beau o bere, nu mă duc în birturi, nu mă duc la meciuri, nu mă duc la concerte, nu ascult rock, nu fac nimic. Eu ce aș vrea să fac eu ar fi să citesc. Dar vine să-mi dea medicamentele, îmi face scandal și după aia mă obosește psihic așa tare că nu mai pot să citesc. Și el citește și eu dorm. De aia am zis că lasă, mai vii peste 10 ani și mai vorbim atunci. Până atunci mai trebuie să dorm 10 ani. Sunt prea obosit. 10 ani de petrini, știi? Gândește-te și tu câtă învățătură am pierdut eu ăștia, anii ăștia. Nu mă refer să fiu regizor sau, mă știu, teatrolog, nu. Dar anii după ce muri maică-mea, anii de suferințe și de când mă închideau fără... Că știi cum e? Ca să închizi un delinvent în un infractor, ai nevoie să-l vezi că calcă legea. Dar ca să închizi pe cineva la un spital, dacă e în regim samavolnic, îl închizi, știi cum e, îl iei și îl duci în uralele mulțimii, deci nu ai nevoie, e ca în apartheid, nu ai nevoie de justificare legală să bagi pe cineva la beci, la zamp sau oriunde atunci, unde mai fi. Taie că mi-am zicea că dacă nu la zam la Mărcuța și nu știu unde și nu știu unde, prin 2016 sau 2015 sau așa. Să nu crezi că mă iubea prea mult atunci. Și făcea caleu paraleu pe aici. Cum îndrăznești să-mi spui așa ceva? El era ca o fiară, mă. Acum sunt mai îmblânzit, dar el e un expert al torturii. Eu ce să fac? Eu mă rog pentru ea. Vezi acolo pe Maria. Eu m-am crezut că eu.
acum nu știu. Dar mă rog pentru el până îi muri. Și după aia, eu sper, știi că aia din Închisoarea Îngerilor, știi, care după aia s-a dus Morgan Freeman în Mexic. Deci acum pot să respir, nu? Eu sper să mă duc în cer, când mă duce, și acolo să am liniște. Nu știu dacă o să scriu cărți acolo, poezii sau romane sau povestiri sau povești sau mai știu eu ce, dacă o să, dar măcar să am liniște, știi? Să am liniște, să fiu acolo cu mama, cu Ana Voltean, cu Ioan Voltean, fratii mei ăla avortat, mai mic ca mine, un călugăr de la Deva Văzător, a zis că îl cheamă, e la cer și îl cheamă Aurel. Nu, și cu Maria, nu? Deci ei s-au cam învățat, știi, la pumn moi, știi? Dacă eu le-am zis, bă, eu nu vreau să câștig nimic împotriva voastră, eu vă dau tot, eu vă iubesc, eu vă nu știu ce, s-au învățat ei la hai, dacă ăsta tot e o pizdă, măcar să-l batem și mai bine, să-i dăm, să simtă că e în familie cu noi sau în țară cu noi sau pe planetă cu noi sau în cosmosul nostru. Când vine Shadow sau Light sau cum îl cheamă.